Salutare! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Indodi. Noi suntem, ca de obicei, Indodi și săptămâna asta urmează să continuăm ce am lăsat neterminat săptămâna trecută. Înainte de asta, o să vă rog și pentru episodul ăsta să dați jos un like, share, subscribe. Pe cartea în descriere o găsiți dacă vreți să o cumpărați. Ultima șansă, după ăsta nu mai avem link-ul în descriere. Pe impus o limitare. Și de asemenea jos dați de noi pe unde mai suntem. Vă urăm vizionare plăcută. Da, și de multe ori pare că dacă pui bani deoparte la saltea, pare că ea nu ajută economia și dar hai să... El concede, dar nu sunt de acord, cum a zis și Vali mai devreme. S-ar putea, dacă ții bani afară din circuitul economic, s-ar putea ca... Adică s-ar putea. Lucrurile, pentru că sunt o lege economică, lucrurile o să echilibreze oricum. Nu o să crească nu știu ce prețuri, ci o să fie o presiune pe prețuri și o să scadă prețurile. Fii atent, poziția lui Walter Block din pledoarii incomode e că avarul ajută săracii, le crește puterea de cumpărare. Deci trăgând banii, trăgându-i din piață, un sărac se trezește că poate să cumpere mai multe chestii. De ce? Hai să facem și tot drumul până la capăt. Legea ofertei. Pentru că, dintr-o dată, banii în sine trebuie să fie, să alunge, deci o sumă mai mică de bani trebuie să alerge după aceeași cantitate de bunuri. Ce înseamnă chestia asta? Asta înseamnă că a scăzut oferta de bani, pentru care bunurile în sine reprezintă cerere. Deci trebuie să scadă prețurile. Deci ăla săracul care are 2 lei o să se drezească că i-a crescut puterea de cumpărare. De ce? Că scad prețurile. Pentru că asta este puterea deflaționară. Asta e ce ziceam eu, că e o chestie care nu poate să fie perpetuată la infinit. Că dăm cu capul de pragul de jos. Și într-adevăr nu poate să fie perpetuată la infinit. Legea ofertei, a scăzut oferta, crește prețul. Prețul fiind puterea de cumpărare aici. Deci un om sărac. Deci un avar, ăsta e argument pervers al lui. Bloc, cred că Brodor face prima oară. Deci când dai de un argument mare, sigur l-a făcut cineva mai tare. Da, deci indirect. Deci un Hagi Tudose a ajutat sărăcimea. El tot ținând. Ca și argumentul keynesian e că dacă tu pui banii la saltea, crește salteau. Nu crește economia. Ăsta e argumentul. Da, asta am vețit. Asta e. Ideea este că lucrurile într-o economie, prin legea naturală a cererii și ofertei, dacă nu umblă cineva la stimulente și limitări, se echilibrează natural prin această cerere și ofertă. Economia o să echilibreze. Și ce o să facă oamenii cu banii? Păi, s-ar putea să vrei, dacă ai un surplus dintr-un bun, o să-l vinzi, poți să-ți vinzi banii, sau să-i închiriezi. Închiriezi banii să-i folosească cineva. O să ceri un preț. O chirie. Acum cum se numește? Să nu fie dobândă. Deci dobânda este o chirie la bani. Oamenii o să prefere lucrurile astea după caz, după cum simt ei că merge viața lor și că merge economia. S-ar putea să vrea să-i țină pentru vor să aibă lichiditate. Nu vor să-i blocheze într-un credit pentru vremuri neclare. Poate li se pare că sunt lucruri neclare. Poate sunt lucruri neclare natural, ai catastrofe sau ai altă catastrofă ticăloasă statul care zice vă schimbăm reglementările, vă schimbăm taxele, vă schimbăm nivelul de inflație, vă schimbăm tot. Și oamenii o să zică e adevărat că s-ar putea să-mi fure ăștia prin inflație. Dar pe de altă parte mie îmi trebuie lichiditate. Pentru că trebuie să acționezi rapid. Îți dă lichiditate. Îți dă lichiditate de tot. Te lichidează. Bun, e o chestie aici care poate nu e la îndemână. Stai că vreau să fac scuze. Sloganul adevărat. Deci, politicile centrale care produc bani ieftin, afuera! Dacă nu ați prins
unde bate Alex, mai uitați-vă prin Argentina. Vreau să zic Ministerio aici. De Educación, afuera! Ministerio de Diversitate, afuera! Are Milei ăsta, candidatul ăsta, Rodbartian, are... Deci asta e chiar un miracol ce se întâmplă. Deci eu mă așteptam ca prin anul 3000 să existe șanse reale pentru un Rodbartian să câștige... E posibil să nu le ia. Să nu le ia. Dar ideea e că și unde a ajuns, ce zice, de ce... Eu am pus o lumânare. Nimic. Bun, revenind la ideea asta că e... Într-adevăr, poate confuzează pe mai multă lume și nu... Nu știu câți stau și se gândesc la ea în felul ăsta. Ce... Sunt oameni, da, care trăiesc de pe o zi pe alta. Ce înseamnă că trăiesc de pe o zi pe alta? Înseamnă că își iau salariu și la sfârșitul lunii e gol contul, e iar pe zero. Mai iau salariu și iarăși e gol, ok. Deci nu e de pe o zi pe alta, e de pe o lună pe alta, dacă vrem să fim pedanți. Foarte bine. Bun. Ce se întâmplă cu oamenii ăștia atunci când îmbătrânesc și nu mai pot să mai muncească? Păi le dă statul bani și pensie și nu știu ce. Am făcut noi mai de mult, am arătat cum făcea un prieten de-al nostru, Adi, un calcul la pensie, nu primești cât, și la pensie te fură. În primul rând că pensia nu e cât salariu, în al doilea rând că nu ți-o dă, nu a pus să te bucuri de, să te bucuri de cât ai contribuit. Și în al treilea, în al treilea pas, ce se întâmplă dacă la un moment dat trebuie să ieși pe caz de boală? Păi îți dă statul că nu știe. Da, da, da. Dar tot o să fie mai mic decât salariul ăla care nu ți, care ție ți ajunge la limită de la o lună la alta. Când vei fi mai bătrân și o să ai cheltuieli cu sănătatea, cu tot felul de alte chestii, dar poate nu mai poți să te mai duci tu la piață, că te dor șalele, trebuie să îi dai la Glovo. La Glovo e mai scump decât dacă faci tu. Da? Ca să nu mai zicem de băiatul de la etajul de mai jos, care, căruia oricum trebuie să-i plătești serviciul ăsta. Deci, costul vieții în sine, pe măsură ce înaintezi în vârstă, crește. Crește. Tu nu poți să acumulezi capital că nu te lasă, că am zis, de la o zi la alta. Da? Ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Că ăștia teoretic sunt ideali pentru definiția keynesiană. Da? Consumi tot ce ai băgat în tine, tot ce ai strâns, tot ce ai, ca, ai adunat într-o lună, îl toci. E ideal. Bă, da. Și mâine? Poimine? Peste o lună? Peste două? Peste trei? Și ca răspuns la chestia asta era răspunsul conservator. Cheltui cât îți trebuie și pui deoparte un pic, că nu știi când ai nevoie. Ăsta a fost argumentul pentru economisire de la începutul timpului și până astăzi, de când s-a gândit primul om să pună un pește deoparte și după aia și-a dat seama că se împute și l-a afumat. Da? Deci și conceptele în sine, da, de carne afumată, de exemplu, sau carne conservată prin, cu ajutorul sării, da? Se mai conservă și nu doar afumându-se. Îți spune că oamenii aleg câteodată, uman, să devanseze consumul pentru vremuri mai grele. Nu mai vorbim de faptul că e o literatură întreagă care îți povestește, da, hai să mergem pe filiera românească, despre greieri și furnici care nu se mănâncă. Că astăzi se rezolva problema greierului, se rezolva foarte ușor, îl lua furnica și îl făcea friptură. Uite, sau faină. Casino, de ce la... Avem doi frați aici, unul care sparge banii, hedonist, trăiește clipa, și celălalt care economisește. E un exemplu preluat de Hesley de la Bastiat, am mai vorbit despre el, doi frați. Da, greierile și furnica. Sunt exact. Da, cam asta. Da.
apare, uite, apare chestia asta lui Hazlitt, privește pe termen lung, te uita doar pe termen scurt. Într-adevăr, ăla pe termen scurt, na, e bine fratelui care pare sparge banii. Pare că știe banii. Să trăiască. Da, da, dar ideea e că are viață scurtă în timp ce celălalt Benjamin o duce mult mai mult. Ok, argumentul keynesian e, păi da, de spartul ăla de bani înseamnă, consumul tău înseamnă venitul altuia. Da, e bun. Consumul tău crește veniturile altuia. Dacă tu nu consumai, dacă ăla care spărgea banii nu consuma, nu creștea casino. Acum întrebarea e, da, da, acel casino a economisit? Acel casino, dacă nu economisea, nu exista. Deci dacă toți ducem la absurd, avem preferința de timp atât de ridicată, păi n-apare nici shawarma. Shawarma care te gândești că e un bun de consum, e perisabil, e nu știu ce, până și ea presupune, nu știu, un cuțit ca bun de capital sau ceva. O interacțiune între oameni rămân așa la ce poți produce imediat. Deci consum. Nu există bunul de capital, nici cele mai, că să faci un sandwich sau... Deci cazinoul nostru din exemplu, ca să existe, sau fabricanția de lichior sau nu știu ce, au procedat tradiționalist, ca să zic așa. Nu și-au spart banii. Dacă spărgeau banii, nu mai exista cazinou. Au gândit pe termen lung. Deci dacă ducem la absurd argumentul, vedem că n-ar... Omenirea, ce avea acum? Avea trei triburi care n-a mâncau și ce se găsea prin... Cam asta era... Și după aia, să termina ce se găsea, murea toată lumea de foame și să termina cu oamenii cum se termina cu dinozauri. Ideea e că nu mai aveai, deci civilizația însemna bunuri de capital, de să faci chestii prin care orești consumul. Aici există niște, aici intră în discuție un alt principiu care mi-e drag mie și despre care nu auzim vorbit foarte des. Hazlitt l-a mai menționat într-un alt capitol și parcă îl aduce aminte și aici puțin. Orice lucru are două părți, cam are două funcții, atât în, cel puțin dacă e din economie, sigur are două efecte, are un efect imediat și faptul ce vorbeam mai devreme, că el în sine își conține toate efectele. Dacă vrei să ai un comportament consecvent, consistent pe termen lung, el trebuie să fie consecvent și pe termen scurt. Adică și viceversa, mai ales. Mai ales viceversa. Tipul ăsta care sparge banii pe termen scurt, păi poate să-i spargă până se termină banii. Și dacă se termină banii, nu mai poate să-i spargă. Deci nu duce pe termen lung. Nu ține pe termen lung. La fel, dacă toată lumea ar sparge banii pe termen scurt, cum spunea Costel, nu se mai generează acumularea aia de capital. Nici măcar vaci nu mai sunt, că nu mai sunt ferme de vaci, pentru că omul ăla vede vaca, face pe un om, pinge, o taie, o mănâncă din ea, se înfruptă și la revedere. Nu ne mai apucăm să mai creștem găini. Nu mai există agricultură. Agricultura în sine presupune îndepărtarea. Pui sămânța și aștepți. Exact, îndepărtarea consumului față de prezent, da? Că poți să mănânci merele când sunt coapte sau poți să le mănânci când sunt cât corcodușele, da? O să fie mai puțin bune, dar le mănânci mai repede, da? Nici nu ți-e așa de mult, că sunt mai mici. Da? La fel și cu agricultura, poți să faci toată recolta să o transform în consum sau mai pui de sămânță pentru la anul, păstrezi o parte pentru însămânțarea de la anul. Toate chestiile astea, da? Atunci când tu încerci să aplici un principiu care îți distruge sistemul sau îți face apariția sistemului imposibilă, cum ar fi ăsta al consumului total sau al orientării către consum, ăla poți să știi de la sine că e un principiu nesănătos. Hazlitt mai insistă și în capitolul ăsta pe lucruri legate de capital. Ideea ar fi că, ce s-a zis și mai devreme, că te interesează să ai bunuri durabile, fie de consum, fie de producție, pe limita între ele fluidă.
și poți să îmbunătățești când ai capital, legat cumva și de prețurile de la inflație, da? Când ai capital, poți să faci ori mai multe lucruri, ori mai bune. Da? Ai două axe de calitate și de cantitate. Și ideea era că unul din motivele pentru care se susține să nu păstreze lumea bani era că trebuie să duduie economia. Noi credem că economia ar trebui lăsată în pace să mai și odihnească uneori, că trebuie să doarmă, să se echilibreze. Și asta era un argument pentru care ziceau, se susține ideea că să stimulăm folosirea banilor ca să duduie economia. Și mă rog, noi zicem că investițiile potențiale la care se face referire, pentru care trebuie să luăm banii oamenilor, n-au decât să optice investițiile potențiale sau să mai aștepte. Și ideea era că nu poți să te îmbogățești nici injectând economisirile făcute de oameni, să le furi, să le injectezi în economie, tot inflație îți fac, și inflația asta, uite, spus altfel, e ca și cum ai îndoi ceva bun cu apă. Sifonul nu ți înmulțește vinul. Nu la inflație. Da, e să răcești pe alții, că pointul lui e că îți crește în agregat și argumentul nostru care era al lui Mises. Eu nu trebuie să crești în agregat. Lui Mises, nu, că-ți redistribuie, știi, dacă apar 1000 de joburi la stat, dispar 1000 de joburi din privat. La fel și cu inflația. Zici, uite, s-au creat, uite, chiar acele 1000 de joburi le-am făcut cu inflație. Păi da, dispar altele, știi. Au dispărut că, uite, până au ajuns banii la Alexandru, el n-a mai avut bani să cumpere, știi, sau distorsionarea producției l-a încurajat pe ăla și a văzut că n-are cerere reală. Și ar mai fi o chestie, că felul în care tu asaltezi, sau mă rog, devii avocatul consumului, te rupi, dacă e, din punctul ăsta de vedere, fix de funcția cea mai importantă a economiei, și anume să deservească pe cei mai mulți, să producă ceea ce se cere, ceea ce se vrea. Și cum? Că am mai discutat asta în episodul trecut. În modul optim. Da? Faptul că există niște preferințe și că oamenii aleg să și le satisfacă atunci când sunt lăsați liber într-un anumit fel, aia e varianta cea mai bună din punct de vedere al costului, prin care se fac lucrurile. Că asta, noi se pune întrebarea, cum se acumulă, cum se alocă capitalul cel mai eficient? Păi pe oameni să-l aloce și o să vedem cum se alocă. Nu că știu eu că sunt niște studii de, nu știu, lasă-i. Aici vreau să inserez observația crucială. Dacă chiar crezi tu că ceva, poți să faci emisiuni în care să-i vinzi ideea cu tare pe care o ai, dar tu. Pune banii tăi, nu mai sta tu ca birocrat care ai keynesianismele. Asta ar fi puterea exemplului, ar fi de prea ce frumos. Să... Păi nu, spui egoismul tău, du-te și ia. De ce nu profiți de oportunitatea aia? Care văd că tot vezi tot felul de oportunități cu terenuri, cu... Du-te, frate, și fă-le dacă... Da, ca să nu mai vorbim de făcut emisiuni. Văd că stai pe 3.000 de euro, știi, la stat, când acolo ai milioane, știi, de ce nu te... Ca să nu mai vorbim de emisiuni aici, ca să dăm și în concurență puțin, spune, frate, în emisiune, cum faci tu? Nu cum crezi că ar trebui să fie făcut ca să plece toți proștii după fentă, și le spui că nu cumpărăm, că cumpăratul de locuințe nu este o metodă bună de a-ți proteja averea în fața inflației și că noi trebuie să ne îndreptăm către titlurile de stat și către fondurile de investiții și la un domn cu nume de brânză, exact. Și tu stai pe nu-i spune numele ca să nu ne dea în judecat pentru calomnie. Ca să nu fie identificat și tu stai pe 7.000 de proprietăți, dar să nu cumva să se îndrepte prostimea spre proprietăți, pentru că ce să vezi, le crește prețul, frate, dacă dintr-o dată vin toți în piață
să cumpere chestii. Poate se asociază, vin câte doi, câte trei. Deci care era sfatul? Sunt mai mulți. Să nu, că nu-ți protejeze așa. Nu, tu du-te și cumpără fonduri de stat. Tu du-te cumpără titluri de stat. Nu cumpără case. Nu da. Cumpără case, că la case are el o treabă. Îi strici și strici prețul. Îi vrea el să-și ia. Vrea el să-și fac el asta. Da, da, da. Apropo de... Deci cum pierzi? Ce povestește? Cum pierzi dacă... Păi dacă vine aia, crește prețul. A, și el nu mai poate să cumpere el. Mai mult, da. Auzi, ce voiam să zic mai devreme era că... Cum sunt împinse ideile globaliste, alea rele... Astăzi, cum intră spiritul în lume, ar fi zis Hegel și Liceanu, exact, știi? Exact, cum intră spiritul în lume? Sunt împinse niște idei. Oamenii primesc ideile alea, deci sunt mecanisme de PR. Da? Spui de multe ori, repeți aceeași minciună, spui niște prostii, spui exact ce ai zis tu adineauri, duceți-vă încolo, nu veniți aici. Chestii din astea. Da? Și ce se întâmplă? Cum e plimbată lumea? Păi acceptă ideile alea. Și le folosesc. Așa e dusă lumea. Altfel ar fi niște oameni care vorbesc în gol, urlă la stele. Ideea mai era că ideile libertariene sunt utopice. Ah. Păi, nu te-ai cum, o, cum o să câștige? Cum o să câștige ideile? La fel. La fel. Nu, că asta e toată povestea. Cum o să câștige? La fel. Un răspuns prin poate oameni fi... care o să înțeleagă. Un răspuns poate fi, ok, ești optici. Da, exact. Oftici? Ideea este că și alea, deci noi la ce ne uităm? Ideile globaliste sunt, unul că sunt utopice pentru că nu o să facă ce propun ei, deci ei propun nu știu ce armonie idiotă. Da? Ce e utopie? Ce se întâmplă acolo? E bine ce propun ei? Nu. Sunt niște promisiuni utopice? Da. Sunt niște minciuni. Ei zic, faceți, nu o să aveți nimic și o să fiți fericiți. Asta este utopic. Da? E fericit că n-are. Și dacă cumva o să nu o să aveți nimic și nu o să fiți fericiți, o să fie vina voastră, nu a lor. Că programul pe care vi l-au vândut ei era să fiți fericiți. Adică n-ați colaborat cum trebuie. N-ați adoptat îndoctrinarea. Ideea e că cum o să meargă lumea în viitor? Adică se întâmplă lucruri. Ce-ar fi ceva utopic? Ceva de nerezolvat. Ai mai zis tu de multe. Da. Ceva ce nu se poate realiza. Păi ce se realizează pe lume? Ce vrea lumea? Și ce vrea lumea? Păi din ideile, valorile pe care le au în minte și în suflet. Cum ajung să aibă idei în minte și în suflet? Păi în funcție de educația din copilărie, din educația din anturaj din copilărie, basme, toate lucrurile ajută la setul de valori pe care îl folosește un om. Și în zilele noastre ai acest asalt mass media cu toate prostiile globaliste. Sau EU, sau fiecare după nivelul și interesele lor. Ideea e, oamenii dacă vor să aibă o viață mai liberă, mai prosperă, pot foarte bine să adopte ideile astea și dacă le adoptă, o să se întâmple. Și dacă o să se întâmple, nu va fi fost utopic pentru că s-a întâmplat. Răspunsul e că nu știm, apropo de aplicarea... Nu o să vină vreodată? Nu știm. Nu se poate ghici, prezice viitorul? Nu știm. Auzi, știi cum mai se folosește sintagma piața ideilor și pare că nu schimbi una pe alta și nu e o piață, haha. Dar mergând pe ideea asta că ai o piață a ideilor, când o să ai ofertă de lume liberă și prosperă și piață liberă economic? Când o să existe cerere? Oamenii, dacă o să producă această cerere, dacă astăzi cer social-democrații light europene, asta se execută. O idee că asta e... Deci care e pointul globaliștilor, să zicem așa? Pointul globaliștilor, păi frate, tu vrei Rusia? Nu e UE mai bună? Mai spălată? Cu asta sunt de acord, da, UE, așa unde este UE acum, da, e mai liberă decât Rusia, știi? Adică ai comparație, păi, depinde ce și cu ce compari. Dacă tu compari România și, nu știu, Coreea de Nord, pe România e perfectă deja. Nu trebuie să mai... Deci depinde... Ori globaliștii cu asta scot ochii. Cu suveraniștii. Păi vrei chestiile alea ce au și să se ieșim din
din Occident, să nu mai circule românii, să avem o chestie țaristă, o combinație de Rusia și China. Eu zic, sau ce zic libertarienii, e ca și cum la sclavie eu aș fi comparat tot timpul un săpân de sclav care îi bătea pe ei, nenorocea, îi ținea nedormiți, îi bătea de... Aveam pe de altă parte un stăpân care le mai dă o ciorbă, le mai dă ceva timp liber. Mă rog, nu-i lovea. Deci lăsa să viziteze alte ferme. Ei rămâneau sclavi, în sensul că nu puteau să plece de acolo, aveai restricții de emigrație, știi? Întrebarea libertariană, dar de ce să discut eu doar ce scenariile astea două? Yes. Ok, dacă le discut până la sfârșitul lumii aceste două scenarii, păi nu se va aboli niciodată sclavia. Tot ce pot să fac e să trec la ăla mai bun. Nu aleg Rusia, să aleg UE, știi? Dar dacă eu îmi pun problema că nu e drept să existe sclavie și oamenii au făcut asta și au pus problema, rezultatul e că abolesc sclavia. Libertarienii aplică același scenariu și la statul. Deci dacă eu îmi pun problema acestei poziții maximale, e posibil să ducă să fie. N-au zis libertarienii că mâine. Vedem. Trebuie și o vedea. Da, exact. Exemplul cu sclavie e foarte bun, că ai avut mii de ani în care era un lucru acceptabil. După aia ce s-a întâmplat? S-a schimbat valoarea. Atât. Mai sunt astăzi mecanisme de sclavie pe lume? Sunt, dar când o vezi că este forțare, exact, când o vezi, știm că este inacceptabil. Da, inacceptabil. Inacceptabil. Da, și la două, fel, trei locuri prin Africa. La fel și celelalte valori. Deci asta, când există discuția asta cu între ce e corect și ce se poate face astăzi, două lucruri distincte. E corect să nu existe sclavie, este corect să nu existe impuneri centrale. Ce se poate face astăzi? Astăzi se poate face să nu fie sclavie ca pe vremuri și în viitor, când o să înțeleagă oamenii și o să producă această cerere, nu o să existe nici impunerile centrale. Hai să ne întoarcem să ne trezim la... Trezește-te, Alexandru. Da, e bine să ne la subiectul cărții. Asta este important, că te și lovești tot timpul de ele, yes. Știi? Dom'le, sunt... Ok, și ce vrei să vorbim atunci? Ce vrei? Să vorbim dacă Șoșoacă e o dobitoacă și tu zici că e o dobitoacă, zici că nu e, eu zic și tu zici că nu e. Adică vrei să ținem nivelul discuției la chestia asta? Da. Sau Ciolacu, stai că ai ieșit de la nu știu ce vila, ai ieșit pe la... Deci asta să fie toată discuția? Păi da, pentru că în termenii tăi idioți, da, asta e discuția. De ce? Pentru că socialdemocrația e bună. Problema e să alegem doar acele persoane care sunt oneste și competente. Dacă Ciolacu a ieșit la 11 noaptea de nu știu unde, înseamnă că nu e un om moral. Înseamnă că nu va aplica socialismul ca la carte, așa cum trebuie, nu? Nu e un om cinstit. Dacă Ciolacu și-a plagiat teza de nu știu ce, înseamnă că nu e un om competent. Ideea e să avem toate discuțiile. Dacă te uiți la presa românească, asta apare, asta e toată discuția. Domnul Joana, ce ați făcut aseară la Sorin Ovidiu Vântu? Ideea e că nu mai vezi, e ca și asta era metafora mea cu acele două forme de sclavie. Tu nu vezi, ești ca într-un show, nu vezi mai departe, știi? Vezi doar chestiile alea, sclavia cu ăla care tortura pe aia și sclavia cu unul care nu-i tortură. Deci, apropo de discuția asta, știi, acum că mi-ai ridicat-o la fileu, stau să mă gândesc, zic, băi, tu-ți dai seama că în alegerile precedente, da, am avut momentul ăla că îmi pare rău de poporul ăsta că trebuie să aleagă între doi comuniști, eu aș fi zis doi fost securiști, dar mă rog, doi comuniști, deși nu știu dacă Năstase a fost securist. Da, zice el, între doi comuniști, profetic a fost, într-adevăr, comunist a fost, nu contează asta, da? Fast forward 5 ani de zile și ai un candidat care bătea copiii altora, da, pleznit pe cameră și lua informații de la serviciile și avea serviciile secrete care îi urmăreau contracandidații la președinție și se folosea de informațiile de la Nixon primite de la alții. Da? Noi acolo eram din punctul de vedere al și după aia fast forward încă 5 ani, nu l-am ales pe unul care a refuzat dezbate. Așa se câștigă acum.
Nu, nu, pentru că fast forward 5 ani l-am avut pe același care a avut grijă să își aranjeze contracandidatul tot cu serviciile, băgându-și contracandidatul la pârnaie înainte de alegeri, nu? Ca să iasă Viorica, care era mai ușor de bătut. Da. Bine, asta e o inegalitate între sexe, mă rog. Nu, că era mai ușor de bătut, nu că era femeie, ci că era proastă. Hai că nu, ăsta era toată narativa care a fost în jurul Vioricăi. Da, și astea pot, ok, hai să avem și de-astea. Pot avea farmecul lor, să zicem. E ca și cum ai citi Cavalerii Pardaian sau nu știu ce, știi. Uite, ce-a mai făcut Ciolacu, ce-a zis și nu știu ce. Dar mai dă-le dracu, nu poți să stai numai să blow IQ, știi? Ba, să stai doar la nivelul ăsta mai... Te distrează? Nu, nu, nu e asta nivelul. Păi... Asta nivelul ideea, hai să... Corect. Nici oferta nu e. Nu, are nicio... piață. Ce discutăm noi aici, nu o să vezi prin prea multe locuri, știi? Comparația asta cu economisirea și nu știu ce, nu... Ca să nu mai zic de alea, cu statul, cu drumurile, cu agenții de protecție, cum se bat, cum se nu știu ce, știi? Nu, contraintuitiv, noi am făcut invers, noi am creat oferta... Și urmează cerere. Când o să vină cererea, da, se mai plângea cineva de aceeași, de aceeași problemă recent. Da, zice că nu numai atât, dar istoria ne-a învățat cu pâine și circ, a ars Roma, se prăbuște Imperiul Roman, adică, am vorba, era cea mai mare putere a vremii. Tot pe, între altele, tot pe bază de inflație, între noi e vorba, da? Da. Asta e partea a doua. Iar curentul actualul Imperiu American, între altele, tot pe bază de inflație s-ar putea să prăbușească dacă nu-și revine la o politică mai de bun simț. Revenind la ce povestește Hazlitt aici și la lupta împotriva economiei, tot așa pe ideea anti-keynesistă, el spune așa, dă un exemplu, vă las să-l căutați în carte, ideea e că... cum îi spune, politica keynesiană spune consumă tot, politica asta mai cu cap pe umeri zice nu, nu, consumă atât și economisește, investește restul în bunuri de capital. Și dacă producția în sine se împarte din 100 de procente, puncte procentuale, ca să le spune el, zice în 100 de procente ai 80-20, da? 20% sunt investiții. Aceste 20% reușesc să îți returneze o creștere economică de 2,5 puncte procentuale anual. E bine, hici ciupercă cei, în 11 ani, nu numai că ajungi la consumul pe care îl avocau, pentru care pledau keynesienii, dar și economia ți-a crescut în timpul ăsta tot cu vreo 20%, și ai și bunuri de capital în plus pe lângă acel consum care urmează să-și genereze în continuare creștere. Deci e practic un ciclu care nu se mai termină. Vă las să căutați în carte datele respective pentru asta. Aș mai aduce aminte aici la asaltul împotriva economisirii de o problemă, o greșeală de gândire care spune, domne, economia e plină. Economia e plină, e plină, nu mai poate să crească, nu mai poate să mai acum, nu mai poate, nu mai poate să primească capital. S-a fixat plăcinta. Da. Și eroarea ar fi, în afară de faptul că s-a fixat plăcinta, că plăcinta crește, are mai mereu capacitatea să crească? Plăcinta o să crească mereu până când toată lumea ar ajunge la același nivel. Lucru care este imposibil. Întotdeauna ai loc să faci mai multe lucruri sau mai bine. Plăcinta nu se oprește până când cel mai sărac om de pe lume nu are cele mai performante mecanisme, bunuri de capital ca cei mai bogați. Deci e așa o cursă de... Nu e înarmării, e a îmbogățirii. Oamenii vor chestii. Uite, mă gândeam că poți aduce contraexemplul ăsta. Păi dacă unii cultural se retrag într-o peștere și mănâncă, ce se găsește pe acolo? Rădăcini și... Nu e omul așa. Nu e omul așa. Sunt și de ăștia.
Da, printre ființele umane sunt asceți, anahorese, retracții, nu știu. Hai de toți. Cum e ființa umană? Păi uite-te în metrou. Stă pe telefon, vrea nou, vrea... Așa e om. Deci plăcinta nu se oprește, poate uneori crește mai încet, dar plăcinta nu se oprește niciodată din crescut în același timp. Nu, pardon, posibilitatea creșterii, uite că greșim. Posibilitatea creșterii plăcintei este quasi nelimitată. Dar plăcinta poate fi oprită din crescut prin reglementări, intervenții și nu știu ce. Oprești gazul la plăcintă, te apuci o tai, nu se mai împufoșează. Nu-i mai lași pe alții să adauge la plăcintă. Motivul pentru care plăcinta nu se oprește, pentru care plăcinta tinde mereu să crească, este, am spus și mai cu niște episoade în urmă și văd că Hazlitt nu o repetă neapărat aici ca principiu, nevoile umane sunt nelimitate. Deci chiar și dacă am ajunge la punctul ăla... Dorințele. Nevoile le voi. Mâncare, nu știu ce, Maslow, dar dorințele sunt nelimitate. Ok, dorințele. Chiar și dacă am ajunge la punctul ăla în care cel mai sărac de pe pământ, cum a spus Alex, are cel mai performante dispozitive și viața cea mai de neimaginat astăzi, da? Și atunci mai e potențial. Tu mai vrei un telefon. Tu mai vrei, exact, tu mai vrei altceva. Nu să termină. Nu se satură. Nu se termină. Și ca să nu mai vorbim de faptul că am mai discutat noi cu o altă ocazie, dacă Alex vrea tricoul ăsta și eu vreau cămașa aia, numai și prin schimbul ăsta, tot e mai bine decât înainte. Adică tot s-a petrecut o creștere a utilității. Da, s-a deplinit o preferință. Practic n-a crescut economia cu proverbialul palton sau costum ce era, dar... A crescut și îți explic de ce a crescut, pentru că altfel eu ar fi trebuit să mă duc să cumpăr o cămașă ca aia, tu ar fi trebuit să te duci să cumperi cu bani un tricou ca ăsta, da, de la ăia care fac tricourile, dar în felul ăsta noi ne-am executat un schimb, am economisit, avem banii ăia, facem altceva. În plus, crește economia. Exact. Când ai zis că mă duc să cumpăr bani, mă gândeam că poate chiar trebuie să ții un credit și cumperi niște bani. De fapt, închiriezi niște bani. Felul în care el, Hazlitt, spune că chiar și atunci când se termină, când se pare că se termină de crescut economia, nu se termină pentru că, sau mă rog, se termină de absorbi capitalul, că de fapt asta e ideea. Dom'le, se absorbe capitalul și nu mai are un să se ducă plăcinta. Păi nu, că după aia vine... lupta pentru creșterea randamentului producției. Adică să faci mai mult cu același sau sau la fel cu mai puțin consum, da? Creșterea randamentului. Ce înseamnă asta? Înseamnă că poate să scadă. Ai loc de creștere de profit. Poate să scadă costurile de producție, prin urmare crește profitul, prin urmare în intervalul respectiv ai un semnal că acolo se face profit, intră mai multă lume, se produce mai mult, iarăși se... Și mai important, într-un final se eliberează capital, pentru că dacă tu produci la fel, să zicem creșterea în sine, nu știu, ai reușit să umpli cererea marginală, dar pe asta nu o umpli niciodată, că întotdeauna dacă te duci mai jos o să vrea lumea mai mult. Așa funcționează legea de cerere și ofertă. Toată lumea, 7 miliarde de oameni au câte o cămașă? Foarte bine. Au loc pentru 2. Toată lumea are 2? Foarte bine, au loc pentru 3. Toată lumea are 3? Foarte bine. Vor să-și ia și o șapcă. Înțelegi? Nu se termină nici. Asta înseamnă infinit. Asta înseamnă că dorințele sunt infinite. Le-am satisfăcut pe toate. Mai sunt. Nu că le-am satisfăcut și pe alea. Mai sunt. Mai sunt. Și revenind... la ideea asta, acum, capitalul în sine, crescând eficiența în producție, capitalul în sine se eliberează. Da?
Înainte aveam nevoie de o hală de 10 pe 10 și 500 de, de roboți ca să facem, nu știu, stofe de mobil. Uh-huh. Da? 500 de războaie și 700 de oameni ca să facem stofe de mobil. Acum să fac toate, să printează într-o cămăruță de un singur robot care lucrează mult mai rapid și face tot ce trebuia să facă înainte și acoperă toată chestia asta. Păi, a eliberat pământul, a eliberat materialul, a eliberat războaiele alea, poate fi reciclate, duse, fierul, transformat în altceva, oamenii să facă alte activități mai utile. Deci, e loc, crește. Dintr-o dată oamenii. Crește economia. Dintr-o dată acolo crește economia. De ce? Pentru că tot capitalul ăsta o să vâneze alte activități productive ca să-i aducă mai mult profit. Doamne ajută! Mă rog, lecția reformulată, dacă vreți, te rog, ar fi concluziile lui Huxley la toată cartea. Și concluziile, zice el, și zicem și noi, ar fi că economia se ocupă cu recunoașterea consecințelor la alte niveluri, nu doar un singur nivel, la alte niveluri și pe ansamblu. Nu doar asupra unor grupuri, ci asupra tuturor. Nu doar pe termen scurt, ci și în viitor. Deci o imagine cât mai largă, o hartă cât mai cuprinzătoare a lucrurilor care se întâmplă. Și ce mai zice el? Păi o abordare ca la logică și matematică. Poți să analizezi lucruri dacă ai premize sănătoase, formulele îți spun ce o să, care o să fie rezultatul. Dacă ai premizele sănătoase, de multe ori păcălelile și tot ce s-a discutat în cartea asta și ce am înfierat noi dintotdeauna, este că premizele de multe ori nu sunt complete, eventual sunt înșelătoare, sunt doar o parte. Zice Hazlitt, e o abordare inginerească. Dacă un inginer trebuie să facă un pod, el trebuie să știe toate condițiile în care lucrează. Cum mm-hmm. e pământul, ce, nu știu ce, toate variabilele care îi trebuie ca să proiecteze un pod. Și atunci stă pe cunoașterea dinainte despre ce fac materialele la o anumită grosime, cum se îndoaie, ce elasticitate au, chestii inginerești. Și atunci, un inginer răuvoitor sau incompetent, cum este statul, o să-ți producă poduri unde nu e nevoie de ele, șubrede și strâmbe. Da. Ce mi-a plăcut foarte mult la cum a zis-o Hazlitt a fost că implicațiile logice și matematice, având premizele clare, sunt inevitabile. Și zicea că descoperă cum radiază adevărul. Deci tu poți să descoperi la sfârșitul unei formule o soluție care să te surprindă, dar e inevitabilă. Intuitiv tu poate nu știai ce o să iasă. Nu, și face el exemplul ăla. Dacă ai X e 5 și X plus Y îți dă 12. Clar că Y e 12. Același 7. Lucru, 7, pardon. Vizual. Și în felul ăsta funcționează și formulele mult mai complexe. Nu? Și asta ar fi ideea că putem să avem lucruri foarte complexe pe lume, dar care pot fi prezise dacă iei totul în considerare și dacă folosești formula corectă. Și lucrul ăsta e foarte greu de făcut în complexitatea uriașă a unei economii în care n-ai numai forțe naturale, ci ai și oameni care preferă schimbător la o adică. Și atunci nu poți să prezici decât principial ce o să facă economia. Nu, ce o să, ia ziceți voi, ce o să se întâmple cu toare? Nu știm ce o să se întâmple în domeniul respectiv, pentru că e în sânul economiei, îl influențează toate lucrurile. Poate e mai frig într-un an, tot felul de lucruri care poate să fie naturale sau poate îți dă statul o furtună de reglementări.
Așa, asta mi-a plăcut, că zice, e o abordare inginerească a economiei și ne interesează să nu ne uităm doar în gust, să ne uităm în cât mai larg. El mai zice și înainte că ai nevoie de niște teorii ca să-ți explici niște fapte, nu ajunge să te uiți la niște statistici. Că uite, și eu și Krugman ne uităm la aceleași statistici. El o să explice ceva, eu o să-i explic altceva. Deci ai nevoie de o teorie care să-ți explice ce s-a întâmplat. Că poți să spui, uite, chiar și asta. Dom'le, România o duce mai bine acum? Da. Păi de ce o duce mai bine? Păi a fost inflația aia în 97, de-aia o duce mai bine. Poate să spun un inflaționist. Da. Deci dacă n-aveai inflația aia care acum eram te neam prost, da, acum eram băi. Sau altfel, poate să spun altfel, poate să zic că ca să înțelegem, ca să înțeleagă și toți votanții. Poate spun așa, păi a avut guvernare PSD. De-aia o duce mai bine că ai avut guvernare PSD. Vrei guvernare ne-PSD? Nu știu dacă mai e PSD. Cea mai... Ce? Cea mai... Dacă... Păi nu, dar acum, cum vorbim. Ne apucăm să izolăm. Uite-te în 2020-2021 când n-a fost PSD la guvernare, da, a fost Iohannis cu guvernul lui el însuși, păi a fost dezastru. Recesie, tot ce vrei. Păi da, a fost COVID-ul. Lasă, a fost COVID, dar n-a fost PSD-ul la guvernare. Hă? Acum între noi fie vorba, poate, nu e cauzal, da. Poate dacă era PSD-ul la guvernare, nu reușea să închide economia așa cum au închis-o prostovanii ăștialalți. Nu mai aveai reducerile alea și chiar se dovedea adevărată corelația asta, da? Nu cred e. Că și eu închideau, doar o deschideau mai repede. Păi cred că le sărea lumea în cap mai repede, da. Asta e ideea, că nu ajunge o asociere, deci aia cu corelație nu e cauzalitate, chiar e adevărată. Am zis, deci am luat un exemplu absurd. Inflația. Păi dacă nu aveam inflația aia nesimțită, România o ducea mai... Și pot să și explic, deci, mai mult, încep să-ți dau teoria. Păi uite, inflația a trezit acele forțe adormite, deci pământurile stăteau și când a început inflația... Încep să apară. Vinuri să apară. Bun, o altă chestie pe care el o spune aici este că ce merge la nivel mic, merge și la nivel mare. Și... E absurd să susții invers, da? Că dacă ai un principiu, de exemplu, în formule, hai să luăm în formule, că e ușor de așa, da? În formule ai o ordine a operațiilor, da? Și acum dacă formula e atâtica sau e atâtoaia, tot aceeași ordine a operațiilor o aplici. Mulțirea tot asta face, părțirea tot asta face. El spune aici că dacă ai, dacă prudența la nivelul de familie, da, dacă e un lucru demn, da, mă rog, un lucru util să mai fii și prudent atunci când te apuci să arunci cu banii, mă rog, să răspândești banii în sine, la nivelul unei mici familii și putem să înțelegem chestia asta, da? Adică vorba aia, exemplul ăluia pe care l-am dat mai devreme, toată lumea îl deplânge. Toți spun, bă, e rău ăla că trăiește de pe o zi pe alta, e rău de tot de pe o lună pe alta, că nu rămâne cu niciun ban. Da? Poziția keynesistă a fost că dacă tu ești prudent, individual, la nivel e un viciu la nivel public. Da. De ce? Scazi cererea agregată, scazi economia. Asta e tot keynesianismul, da, redus la esență, că dacă tu nu mai spargi banii în cazinouri, îi dispare cazinou. Ce mai era lângă cazinou? Era o șaurmă, cade șaia. Aia care lucrau la șaurmă, ce făceau? Păi cumpărau niște izmene de, nu știu, șaia se duce, dracuși. Deci ai o spirală de asta. Da. Orice zice Hazlitt e înțelepciunea asta. Ai economiștilor clasici? Nu, că... Ce funcționează la nivel micro funcționează și la nivel macro și nu există nicio oglindă magică care să inverseze lucrurile. Deci ai o observație mică aici în care o lume, am mai zis-o, lumea își imaginează că, apropo, inginerește, pot să producă lucruri inginerește, așa, plănuit și producem acea chestie. Ideea este că ce trebuie să faci ca să ai o coordonare în economie? O să încerci să coordoneze foarte mulți oameni între ei. Și aici ai un mecanism comunist în care nu se coordonează, ci le impui, le spui tu ce să facă. Aia nu-i coordonare.
n-ai pui pe tot să facă, pare că e coerentă mișcarea, uitați, dacă nu făcea Ceaușescu toate hidrocentralele astea pe lângă care am trecut, nu le mai făcea nimeni, ăștia n-au fost în stare să vopsească gardurile. Da? Care o observație idiotă, pentru că dacă le scoteai la măcar în administrare să le dai unor privați, ar fi fost mult mai îngrijite și să mai întâmplau și alte lucruri pe lacurile alea de acumulare. Mă rog, trecem peste exemplul ăsta. Ideea este că ai, ori poți să impui, ori poți să te aștepți ca oamenii să se coordoneze așa magic, cum am mai zis eu, să învețe lumea să se coordoneze. Care e așteptarea? Nu o să se coordoneze. Oamenii nu știu să se coordoneze, nu vor să se coordoneze, că nu le place de vecinul, etc. Și cum poți să mai coordoneze? Păi poate să coordoneze printr-o formulă din asta observat obiectivă, care sunt piață liberă cu prețuri libere. Și atunci o să vadă care sunt rezultatele, care e coordonarea. Dar, na, o să mai jucăm o vreme cu visul ăsta de ingineresc. De important argumentul lui Mises al calculului economic. Care era reproșul lui Marx? Păi capitalismul înseamnă anarhia producției. E o anarhie, o debandadă acolo care capul. Răspunsul lui Mises e exact... Păi tu nu ai, neavând prețuri pentru factorii de producție, aloci resurse la întâmplare. Tu ești anarhic. Asta e răspunsul. Mises, foarte interesant. Știi? Foarte la obiect, știi, țintită. Ar mai fi două lucruri pe care se ocupă Hazlitt aici în sumarul lecției. Spune că unul face fabula omului uitat. Care ne explică cum funcționează de fapt procesul politic. Zice așa, A și cu B îl văd pe un nefericit X, care e praf. A dat peste un ghinion și are nevoie de niște ajutor. Și stau ei și se gândesc și zic, hai să facem o lege în care să stabilim ce ar putea să facă C pentru X. Și dintr-o dată lumea s-a ridicat în picioare și a zis, păi stai, cine e C? Că era A, B, X? E, ăsta de unde a apărut? Ăla e omul uitat. Ceilalți. Și el spune, Hazlitt spune că în cazul mai bun ar putea să A și B să discute o lege în care stabilesc ce poți facă sau ce ar trebui să facă, nu ce poți facă, ce ar trebui să facă, că legea așa e cu trebuie, că altfel îți iau eu banii sau viața, da? Zice ce ar trebui să facă A, B și C pentru X, dar în continuare C-ul ăsta nu e prezent la discuție, n-are nicio treabă, a apărut așa. E, ce-ul ăsta, spunea, asta e o, William Graham Sumner scrie despre chestia asta într-un eseu în care încearcă să explice politica, el spune că ce-ul este omul uitat, e omul care nu e, la care nu se gândește nimeni niciodată, el reprezintă victima reformatorului, a speculatorului social, al filantropului, și speră că o să începem să ne gândim și noi la el. Contribuabilul cam ăla e ceu. Că așa am problema. Ceu ești tu. Da. Ca să fie cât se poate de clar. Ai votat pentru ceva ce nu-ți place. Nu, ce nu e probabil. Da. Ceu ești tu, că ție ți se aplică restricțiile și tu le plătești pe toate. Ultima oară când ai dat tu o lege, când a fost? Încearcă să-ți aduci aminte. Dar între timp le-ai plătit pe toate. Nu, cu mici excepții. De ce o minoritate de politicieni, de grupuri de interes, hai să zicem că ăștia sunt mari beneficiari, știi? Hai să zicem că mai ai unii mai mici pe lângă angajați pe la stat și nu știu ce. Dar restul, grosul populației este ce? Chiar este ce? Ăia din privat? Chit că ai niște ce care... beneficiază, mai au niște contracte, mai iau niște... Nu, net, după aia ai net, de. Net. Chiar dacă ne-a, net, și da. Noi folosim drumuri, acum zic, că mi-a dat statul dreptul să folosesc drumuri. Eu mai sunt ce, știi? Răspunsul e că dacă îți faci un calcul, ești ce. E, și celălalt vine pe spatele ideii de diviziune a muncii, care
spune așa că prin diviziunea muncii ne-au crescut, pentru că diviziunea muncii presupune și schimb, și ne-au crescut tuturor nivelul de viață pe baza acestui lucru, și toată lumea funcționează pe principiu egoist de a-și maximiza lui profitul. Asta înseamnă să facă cel mai eficient, să facă cu cel mai mic consum, ca să poată să vândă la maximul de preț pe care îl vinde, pentru că chestia asta generează bunăstare pentru toată lumea, mai mult decât dacă s-ar apuca cineva să planifice central, adică iese de jos în sus. Lăsând oamenii liberi să acționeze în propriu interes, se generează un rezultat mai bun pentru comunitate, presupunând că ai putea să agregi utilitatea extrasă, decât dacă te-ai apucat tu să-i conduci într-o anumită direcție sau alta. Și că nu e o tragedie atunci când se ieftinește ceva, pentru că toată lumea beneficiază. Ok, nu o să beneficieze ăla pe care l-a lovit ieftinirea, dar dacă ieftinirea e planificată, e cu atât mai bine pentru toată lumea. Eu nu pot să spun un Keynesian că și tu comiți eroarea asta, că un viciu e o virtute publică, un viciu. Adam Smith, ce zicea? Că nu vine de la brutar, de la benevolența brutală, vine de la egoismului. Voi nu comiteți aceeași eroare, că uite, egoismul duce la... Nu. Pentru o virtute? Că, pentru că... Nu, zice în echilibru între egoisme. Sau pentru, tu zici că e virtute și jos? Pentru și că, la... Nu, pentru că eu adopt poziția randiană în care spun că egoismul e o virtute. Și virtute și jos, e egoism și... Da. Exact. Auzi, uite că o parte din concluziile lui Hazlitt este că când ai observații, ai... despre intervenții, trebuie văzute și din partea ailaltă. Adică dacă cineva îți păcălește o definiție și zice facem o subvenție. Ce face subvenția? Păi ajută. Ajută niște oameni. Trebuie văzută și din partea opusă. De unde vin banii aia? Cine sunt disajutați? Da? Cine sunt... Și are mai multe exemple acolo, în care plafonezi un preț. Sunt ajutați unii. Extraordinar. Uită-te și în partea ailaltă. Cine nu sunt ajutați? Pe cine afectează? Și legat de chestia asta îmi place ce o să-l parafrazez pe Bacon, cu toate că el a dat citatul întreg acolo. Zicea că dacă te preocupi un pic să înțelegi ceva, nu prea o să înțelegi. Dacă te preocupi, o să faci exagerări. Dacă preocupi mai mult să înțelegi lucruri, o să ajungi înapoi la bun simț. Asta e și ideea lui. Că... Apropo de discuțiile, de ce nivel? Ce ziceai tu mai devreme? Da, asta e și ideea lui, că economistul austriac te întoarce la bunul simț. Care era bunul tău simț? Bunul tău simț era că dacă vedeai un geam spart, ăsta e un lucru rău. Uite-te, omul ăsta, cine nenorocire pe el, să cineva i-a spart un geam. Asta era reacția de bun simț. Trecea pe acolo un Keynesian. Și zicea, spui asta pentru că ești încă tânăr, Socrate. Asta e un citat din dialogurile lui Platon. Păi de ce? E clar. Locuri de muncă și după aia urma iar spirala aia, știi? E clar, spărgea banii pe nu știu ce, care nu știu ce. Iar apoi vine economistul austriac și spune, nu, într-adevăr, intuiția inițială că e un lucru rău distrugerea, nu e bună. E bună o comunitate mai săracă fără acel geam. Ca să o dăm și mai clară pentru toată lumea, tu Leanțo vezi ceva. Vine Keynesianul și spune Leanțo, ochii tăi te mint, nu-i crede. Și austriacul spune, nu, stai puțin, nu e chiar așa. Ochii tăi, nu poți să ai încredere în ochii tăi. E o chestie ciudată, pentru că ăștia socialiștii scot ochii cu cât de empatii sunt ei. Uh-huh. Dom'le, care e trăsătura ta? Empatia, de ce? Păi empatizez cu tot felul de chestii. Minorități,
pești, cu animal, dar cu cine nu simpatizezi, știi? Păi și de ce nu te uiți la consecințe? Uite la aia cu geamul spart, la aia cu subvenția. De unde ia ăla bani pentru subvenții? De ce nu empatizezi? O gândește-te, vezi, încearcă să vezi big picture, știi? Nu te uita doar la... Că mi-ai scos ochii cu cât ești de empatic, știi? Păi, e empatic și cu ăla. Și poate ea sunt chiar săraci, ăia furați de stat. Dacă te uiți, poate... Auzi, caritabil sau nu știu cum o să sune chestia asta, dar pare că asta e o atitudine de om abuzat, în care trebuie să suporți, e normal, li se pare normal, trebuie să suporți niște abuzuri ca să se întâmple X. E un calcul utilitarist. O să ne adică te gândești, poate nu sunt ticăloși, poate sunt victime și ei săraci. Nu, cred că e un calcul utilitarist în toate discuțiile astea pe care le avem, știi, uite, e drept să obligi un soldat ucrainean care nu vrea să lupte? E drept? Și răspunsul majoritar va fi da, e drept. Avem un bine mai mare și mă gândesc că și în utilitarism apare chestia asta cu de senzația ta de hai să luăm alt exemplu. Luăm un copil ca să salvăm planeta. Care e reacția obișnuită? Să luăm un copil e un lucru agresiv. Reacția utilitaristă e nu. Dacă tu spui că un act, o acțiune e bună, dacă are consecințe bune, asta trebuie considerat cu o chestie bună. De ce? Pentru că ți-ai evitat acele consecințe. Nu știu. Nu vreau să radă. Deci e o chestie bună. Deci apare conflictul între... Ai sacrificat. Ca și la Keynes, știi? Între aia de simț comun și... Adică eu mă gândesc că poziția utilitaristă... Și apropo de ce ziceai și tu, poziția utilitaristă, că e bună chestia aia, știi? Taxare sau ce se întâmplă sau nu știu ce. Deci nu că e un rău mai mic. Mă gândesc la definiția utilitarismului. Ceva e bun dacă are consecințe bune. Păi are consecințe bune? Da, are consecințe. E chestie bună, știi? Păi da, dar natural ei spar capul ăla. Nu cred că e bine. Așa de... Formula lor e cuantică. Așa reușit în calculul utilității. Și închidem cartea cu închidem a doua ediție cu ce spune Hazlitt acolo, că dacă vrei să înțelegi lucrurile, trebuie să te uiți la toate părțile. Dacă te uiți numai la o chestie, dau numai la o parte, din atunci e o doctrină, e o ideologie. De obicei eu aș adăuga și aș spune că e o minciună. Și spune că să te obișnuiești să vezi problema în întregul ei, nu pe fragmente. Ăsta este scopul științei economice. Hai, mai întâi... Vreau să zicem și la... Dacă să zicem două, trei vorbe. La ce? Ziceva și despre lecția... Peste 30 de ani. Așa. Dacă simți că e ceva de zi. Și să nu sărim și aia de recomandări niște cărți la final, 4-5 cărți. Aici, nu? Eventual... Nu, în asta, ok, ne uităm. Eventual poți să le punem pe legan. Și să ajungem la lecția de peste 30 de asta ani. Asta nu mai știu cât era. Lecția de după 30 de ani el a scris cartea în 46, cartea pe care am citit-o până acum, aici aveți varianta din 46, în 1970 și un pic, 78, 79, ceva de genul ăsta, s-a apucat să o reviziteze și să, pentru a treia ediție să-i mai scoată un capitol. Iar acest capitol, lecția după 30 de ani, este cel mai mare tur de victorie pe care l-am văzut vreodată. Un fel de fuck you, I was right. Oscilând între fuck you, I was right și nici nu vine să cred cât de multă dreptate am putut să am. Pentru că, na, ce să-i faci? Așa e, economia funcționează după niște legi, fratele meu. Ăsta e mesajul, s-a mers din rău în mai rău. Asta e esențial. Atunci când s-a pornit în contra principiilor și legilor economice, evident. Deci inflația din nu știu cât era boieria, cu inflația e deficitul. Cam asta e ideea, nu? Deci inflația de bani a avut un efect dramatic asupra prețurilor. Dacă indicele prețurilor bunurilor de consum era la 58,5 în 1947, în 78 era 199,3. Astăzi presupun că este spre 300, cel puțin. Da? Deficitul în sine, dacă... A, nu! Programele de welfare, spune aici. Programele de welfare care au pornit în anii 30,
ajunseseră la 187 de miliarde de dolari. În 79 spunea că o să fie, în 76 era 176 de miliarde, scuze, 187. Deci, ca să nu vă amețească cifrele, mai zicem o dată. În 1976, pe programele de welfare, 187 de miliarde de dolari. În 79, 250 de miliarde de dolari. Numai în 3 ani sărise. Dacă a fost frumos, s-au dus. Iar a apărut o întreagă industrie care se ocupă cu distribuția acestor. 5 milioane de americani lucrau la stat ca să învârte banii ăștia. Ăștia sunt bani care nu sunt productivi. Da? Faptul că tu analizezi cum să dea stat, sunt experți de stat. Nu există o cerere pentru serviciu pe care îl oferă acești oameni și nu e ca și cum produc ceva. Ei sunt plătiți în continuare tot din buget. Poți specula că pe piața ai avea sau și ai asistență socială, doar că n-ai ar arăta altfel. Taxarea descurajează munca. Efectele taxării observate istoric, da, în Marea Britanie, unde au taxat la un moment dat veniturile cu 83% și investițiile cu 98%, da? Veniturile din investiții, din dividende. E, ce să vezi, ce s-a întâmplat atunci? N-a mai muncit lumea și n-a mai investit. Surpriză! Și tragic este că s-a ajuns până acolo. Pierderile de puteri de cumpărare în lume. Germania de vest la vremea respectivă și pierduse 35% din puterea de cumpărare, marca germană, pe ultimii 10 ani. Dolarul 43%, francul francez 50%, yenul japonez 57%, corona suedeză 47% și lira italiană era înainte de explozia inflaționară care a lovit Italia și 56%. În Marea Britanie, lira britanică 61% pe parcursul de 10 ani. Ca să nu mai vorbim, zice, de America Latină, unde acolo s-a inflaționat, s-a sănătos. Da? În Brazilia 89%, în Uruguay, Chile și Argentina peste 99% în 10 ani de zile. Deci ce vorbim? Dublare de prețuri sau de o scădere, de înjumătățire a puterii de cumpărare. Adică furt. Furt. Și astea ca fiind consecințele evident neintenționate ale intervențiilor guvernamentale numai în piața monetară. Până acum am vorbit doar de piața monetară, de politică inflaționistă. Da. Da, adică ignorând alte reglementări, alte legislații, alte cheltuieli idiote. Security. Social security, pensia, sistemul de pensii de stat ale americanilor până în 1975 nu era pe verde. Rezervele în sine existau doar pe hârtie, spune el, și astăzi tot doar pe hârtie există. Cam la fel e în toate statele lumii, de asta spuneam noi, așteptăm. Noi, ca economiști austrieci, spunem sistemul de pensie așa cum e el făcut astăzi, la un moment dat o să capoteze. Când? Nu, că nu capotează. Păi nu capotează că să ia statul bani într-o parte și dat o soluție. Și vine din alta. Dar la un moment dat tot o să capoteze. Adică dacă nu îl elimină sau nu îl taie, și în clipa în care taie, dacă vrem să fim mai catolici decât papa, în clipa în care taie, l-a capotat. El a capotat, pentru că tu tai beneficiile unora care au intrat în contract cu tine acum 20 de ani și nu le mai dai. E fraudă pe față. Ah, mă rog, if you, cum era, dacă aștepți destul de mult, o să vezi corpurile dușmanilor plutind pe râu. În 1970... Aici cred că are prieteni. În
în 1977 fondurile, datoriile fără acoperire ale sistemului de pensii american erau la 4,1 trilioane. Trilioane înseamnă ce? Înseamnă 4.100 de miliarde de dolari. Acus mai multe. Contează. A tipărit în continuare. Fed-ul între timp a capotat, au luat fondurile astea și le-au vărât în Wall Street ca să nenorocească și sistemul de atragere de capital de investiții. Și la un moment dat a fost ceva ce s-a numit Global Financial Crisis. Ok, n-au crăpat sistemele de pensii, dar au crăpat cam tot către ceea ce l-au extins. Da, era fonduri de investiții. Era să crape și multe și au crăpat din punct de vedere al sistemului american, au crăpat atunci pensiile private. Da, care investiseră pe Wall Street și care exact. Nu-și mai primeau banii și acum au primit bani printați și, mă rog, scriptic n-au dat faliment, dar puterea de cumpărare a fost furată proporțional. Act accordingly, știi? Cred că toată lumea știe graficul ăla cu puterea de cumpărare a dolarului, în care cumpărai ceva cu un dolar și acum îți trebuie 90 și nu știu cât de dolari ca să cumpere același lucru. Deci, din 70, de când s-a scos de pe standardul de... Da, nu, asta e istoria totală. Asta nu înseamnă că totuși funcționează parțial pe căleala asta, înseamnă că funcționează totuși confuzia între avere și... Da. Înseamnă că funcționează. Da, da. Argumentul lui Hesdit contra lui Keynes e, ce zicea Keynes? Dom'le, așa nu vor să le tai salariile. Ai făcut casele alea iurea, trebuie să-i dai afară. Sau, hai să zicem, trebuie să le reduci salariile. Și Keynes zicea, păi da, dar avantajul poziției mele e că e fezabilă politic. Îi părim bani? Da. Le tai lefule indirect. Iar să nu vadă cifrele scăzând. Acum, răspunsul lui Hesdit e că, păi nu, că se prind sindicatele și indexează. Nu e chiar așa ușor. Nu ești fezabil nici politic. De altă parte, nu cumva are puțin dreptate, știi? Că na, merge... Uite, un argument al lor era și că era frica de naziști și de comunism. Mai bine prostii muncitorii, că riscul e să revoluția populației și trecem ori la nazism, ori la comunism. Mai există cu acest risc? Ea zice că e cu atât mai mare. Da? Nu mai e riscul de comunism. Sau nu ar mai folosi argumentul ăsta, adică un keynesian contemporan să spună, păi trecem la nazism. Nu cred că vrea lumea. Nu, la nu nazism cred. Nu, dar gândește-te... La comunism. Da, o formă de comunism fascist, așa, gândește-te că asta se îți împinge agenda globală. Să vă spune că suntem deja acolo. Da. Nu, dar îți împing valorile și oamenii, pentru că nu se gândesc la lucrurile astea, zic, da, sună, nu exact ce am zis mai devreme, cu tare lucru ăsta promis, sună, onorabil, ok, facem și noi, ne simțim activi în schimbarea lumii, nu mai suntem niște oameni mici, ci suntem parte din schimbare, uite, i-am spus acelui om, nu mai arunca pe jos. Mă gândesc că populația încă e păcălită, știi, cu, uite, argumentul ăsta, că Lida a crescut prețurile, nu BNR-ul, știi? Cred că lumea începe să se cam prinde, că nu prea e așa, știi? Începe să se prinde, ultima, sau, ultima cauză, sau cum vrei să iei, prima cauza, prima, deci nu cauza intermediare. BNR-ul, într-adevăr, Lidl își crește prețurile, că sunt ale lor, știi? Dar, știi că era chestia cu Schiff, ziceau ăștia, s-au comportat irresponsabil, au fost ca niște tineri la o petrecere care beau aiurea care aceste firme și întreba și cine a adus alcoolul? Cine? Bine, și Hazlitt încă din partea din carte care era scrisă în 46 spune că lumea încă de atunci
a început să se prindă că inflația nu îți aduce, dar nu nimic, că s-au mai întâmplat alții. Adică da, s-a diseminat, dar acum, chiar și mai ales după pandemie, atunci când s-a întâmplat același lucru peste tot, mai puțin în foarte puține locuri și vezi diferența, ai loc să vezi diferența, acolo a început să se prindă lumea, într-adevăr. Am mai văzut o poveste din asta ca o memo pe un grup din asta de stânga, zicea, uitați, economia de astăzi este ca și cum intră trei oameni în cameră și sunt 100 de fursecuri și unul ia 98 de fursecuri și zice lui al doilea, vezi că ăsta al treilea vrea să-ți fure fursecul tău, unul dintre cei două rămase. Și întrebarea mea a fost, mă, dar cine a făcut fursecurile alea? Știi, din genul ăla de economia merge, fursecurile sunt făcute. Ca să nu mai vorbim că eu asta nu înțeleg. Bine, care e partea de economie aici? Adică, păi nu e partea de leftism cretinoid. Da, e arată un al alfabetism economic Le-a luat unul, bogatul le-a luat. Cum le-a luat? Spune că le-au făcut muncitorii, dar ce nu înțeleg ei e... Partea aia, știi, care o discutam la Friedman, că muncitorii, uite, apropo și de preferința pentru consum, știi? Da. O diferență între patron și muncitor, știi că patronul are preferință de timp mai scăzută, se abține de la consum, explicam. Ca în procesul de consumire. Deci cum a dat de ceva bani, nu-i consum. Păi da, așa lua Mercedes. Păi da, din cât câștigă el Mercedes-ul ăla, e un rahat, nu e mare lucru. Deci se abține în timp ce un muncitor are o preferință mai ridicată, știi, de timp. Plus că e care devin patron. Hai să zicem că nimeni n-a fost Bezos din prima. Patron a fost și el mic cândva. Diferența între el și muncitor e că ăla care devine patron chiar face procesul ăla de abținere, știi? Nu sparge toți banii. Mai pune deoparte, mai nu știu ce, mai... Adică se abține. În timp ce un muncitor... Nu zic că stă bea tot timpul, dar ei mult mai... Cheltuiește bani în mai mare măsură, știi? Exagerând ca să ilustrăm principiul, dar are un consum mai mare, un consum mai mare decât ăla, se mai abține, știi? Mănâncă murături, las că pun deoparte ca să... Dacă tot suntem la concluzii, putem să mai zicem o dată, e adevărat, producătorii mari, firmele mari, au interesul, dacă au acces la asemenea pârghii, o să aibă interesul să-și micșoreze concurența ca să aibă o viață liniștită, profituri relativ securizate. Nu? Dacă sunt în domenii din astea greu elastice sau inerția, într-adevăr, inerția economică există. Există câtva. Există. Și dacă ai un producător, ce ar vrea el? El ar vrea să nu-și bată capul. Pentru el bătaia de cap sunt niște costuri. Vrea nimeni să-și scadă. Nu vrea, nu exact, nimeni nu vrea să-și bată capul. Bezos sau nu știu cine. Nici o ființă umană. Nu, adică ai putea să concezi cumva că, domne, capitaliștii se ocupă cu capitalul, nu se ocupă cu binele tău, măi, consumatorule. Păi și cine se ocupe cu binele consumatorului? Păi și așteptarea uzuală astăzi se ocupe statul. ONG-ul. Și statul nu se ocupă. Statul tocmai se ocupă cu politică, administrare de prostii. Deci când el te freacă, uite, am mai adus argumentul ăsta, când el te freacă cu 1% care dețin nu știu cât, 1%, hai să zicem că așa o fi, 1% din americani, răspunsul meu era, păi da, dar în sistemul tău preferat nu e 1%, e 1. O ființă umană deține, adică e Ceaușescu, știi, sau e ce dictator mai sunt, știi? În ăsta capitalist, dacă ar fi pe bune, hai să zicem 1%. 1% poate însemna, nu știu, câteva mii de oameni, știi, dețin. Da. 700, câteva sute. 700 de mii de oameni. Dar sistemul tău preferat numit comunism, într-adevăr, nu e 1%, e 1, o singură ființă. Deține tot. Deci ca să facem analiză comparativă. Bine, și pe natura umană, noi ce zicem? Păi cine se ocupe de consumatori? Păi consumatorii, clienții, ei trebuie să se ocupe. Dacă îi lasă pe alții să se ocupe, s-ar putea să aibă surpriza că nu se ocupă și statul sau cine ce imaginează ei dacă nu face. Mi-a inspirat un argument, uite, apropo legat de corporații. Deci o atitudine împotriva corporațiilor e că ele n-ajungeau unde sunt, pe bune. Nu ajungeau.
Mi se pare că aici avem o imagine de asta rusoistă. Rusoistă unde nu există inegalități, unde perspectiva aveam egalitate, știi? Deci dacă nu exista o sprijinul ăsta al statului, nu mai existau astea atât. Nu, intuiția mea e că inegalitatea nu e strict instituțională. Inegalitatea între oameni este și naturală. Nu este poate fi instituțională în sensul că dacă tu, stat, mă interziști pe mine, da, pare o inegalitate. O să am mai puțin bani decât vali, știi? La just pe el, pe mine mă interziști, știi? Deci o instituție a produs o inegalitate. Dar inegalitatea este și naturală, știi? Michael Jordan va fi mai bun decât, nu știu, basketbalist de la Dinamo, indiferent, în orice, deși fără proptel, să zicem. L-a ajuns pe Michael Jordan, îi dai o subvenție, pe ăsta din București îl împiedici, îi pui obstacole, știi? Nu, chiar dacă n-ar exista factorii ăștia instituționali, Michael Jordan ar fi mai bun. Deci e o inegalitate. Și așa mă gândesc și la firme. Mie mi se pare că e reluat discursul ăsta comunist, doar că nu e pe salarii, e pe firme. Dacă n-ar exista intervenții, ar fi la fel firmele. Eu zic nu, nu, nu ar fi la fel, așa cum Michael Jordan nu e la fel cu ăla din București. Nu, nu, nu ar fi, nu ar fi la fel, asta e evident. Ar fi mai mici, dar nu, ar fi chiar spre la fel. Dar sigur nu ar fi cum sunt corporațiile astăzi, adică e clar că uite, primul pas, dacă vrei, primul argument libertarian împotriva corporațiilor este corporația în sine e o entitate de stat. Actul de încorporare e o chestie inventată de guvernul britanic ca să limiteze responsabilitatea, da? Ca responsabilitatea să nu se mai extindă asupra averii și așa. Deci e introducerea, practic, a SRL-ului. Și a fost guvernul, practic, trebuie să spună, deci, și de ce este non-libertarian și e un abuz? E pentru că e prin lege de guvern. Da, nu e înțelegere. Da? Nu e o înțelegere. Dacă noi am face o înțelegere că la niși am extinde-o la nivel de societate, că nu ne urmărește cineva activ, deci pentru întreprinderea în Dodi, dacă se apucă să facă moriște și moriștele alea în loc să îți facă vânt, îți fac cald, nu ne dă nimeni în judecată pentru averile noastre personale că moriștile alea i-au făcut să-i transpire. E vorba doar de activele care sunt în entitatea îndodii, care e independentă din punctul ăsta de vedere. Chestia asta, dacă oamenii în sine, toți cu care interacționăm, se pun de acord, e ok. Dar dacă... Dar și alte forme de sprijin. Las-o pe asta subtilă cu responsabilitatea limitată. Subvenții, nu știu, interziceri. Păi, pointul meu e că ar exista ce o corporație, o firmă mare. A, da, ar exista acele. Pentru că senzația pe care ți-o dau populiștii, că ei au cu discursul ăsta anticorporații, e că nu am avea niște firme. Nu ai, frate, niște firme mici. Așa cum Michael Jordan nu e egal cu ăla, știi? Deci tu dacă îi lași, o să ai decalajul ăsta între unul care e foarte bun în a face afaceri, știi, ăla se va duce, evident, știi, nu stă, n-a stat lider în trei subvenții. Auzi? Nu a stat în chestia asta, s-a dus. Mi-ai ridicat tu mâna la filo. Deci ai discursul ăla anti-monopol în care statul trebuie să intervină, să pargă monopolurile. Eu ce zic? Nu. Consumatorii trebuie să intervină, clienții trebuie să intervină să garanteze piața liberă. Nu statul trebuie să garanteze piața liberă. Da? Și dacă ai piața liberă, unul crește ca nesimțitul, unii o să zică, wow, stai că fac și eu băuturi răcoritoare și o să intre concurență și dintr-o dată s-a rezolvat monopolul. Pe ăla face nu știu ce. Dar cum îi obligă pe ei alți? Că aici e cheia pe care nu a pus-o discuț niciodată cu nimeni. Mai bine că vorbim între noi și ne gratulăm reciproc. Ha-ha. Deci, trebuie văzut istoric. Da. Deci tu zici că e ajuns. Ok, trebuie să vedem de la... Iar dacă am depistat, hai să zicem, Philip Morris a profitat de nu știu ce. Ok, dau o amendă punctuală, dar nu sparg eu firma, nu sparg corporația. Așa, stai că în aprozare se pun inșeală la cântar. Păi și asta e o chestie structurală a ălora? Nu, dau o pedeapsă punctuală, la fel și la corporații. Hai să zicem că toate au profit. Toate corporații. Și de chestia asta cu responsabilitatea și de subvenții. Nu le sparg.
ia o chestie punctuală. Ipoteza mea e că doar câteva au profitat, nu știu, alea din apărare. Ipoteza mea e că sunt perdante. Dacă faci un calcul pe bani, au dat mai inclusiv Pfizer. Dacă e Pfizer, hai să vedem câți bani a primit. Deci care a primit bani, deci ea nu trebuie să mai muncească. Dacă mai prind o pandemie, dacă te uiți cât au dat, cât au primit, e posibil să se iasă pe minus. Prin taxe, să fi dat mai mulți bani. Dar oricum trebuie observat punctual. Nu, că s-ar putea să aibă, trebuie observat punctual. În principial, ce zici tu, s-ar putea să ai foarte mare dreptate. În același timp nu știi... Ce a făcut Coca-Cola? A vândut suc. Adum dovezile punctuale și chiar dacă le aduci, dăm alte chestii care mă deranjează. Luăm statul. Nu mai aplicăm considerente de legislație antimonopol la stat, deși statul are 100% din piața de apărare. Normal, dacă tu ești cu legislația antimonopol, trebuie să zici, nu, trebuie să aibă 10%, restul privați, niște privați. Fac tribunale, ca aplică aceeași măsură. Dar nu se întâmplă asta, știi? Deci statul rămâne, cum să zic, e undeva untouchable. Da. Deci nu e. El e dincolo, știi, e de... Cum zice aia de Băsescu, de Zeus, știi, dincolo de... Bine, ai observația că oamenii o să fie diferiți mereu și firmele și toți consumatorii o să fie diferiți? Este argumentul meu, o să ai decalaje, așa cum ai decalaje între Jordan și... Nu, dar și de ce ți explici? Păi ai, ce ai zis tu? Ai ai vrut să o simplifici, ai genetic diferențe, după aia tot genetic, mă rog, ai diferențe temperamentale, după aia ai diferențe psihologice, culturale, ce i s-a întâmplat la ăla, în ce societate a trăit. Și oamenii, într-un fel, dacă îmbrățișăm diversitatea, atunci acceptă chestiile astea. Oamenii o să fie diferiți, unii o să fie mai veseli, unii o să fie mai triști, unii o să fie apetență pentru risc. Nu e pur instituțională, that's the point. Adică yes. Mi se pare că oamenii care aduc chestia asta îți dau impresia că dacă tu scoți legislație și nu știu ce, o să ai niște firme mici. Nu va mai exista Coca-Cola? Ba nu, cred că va mai exista Coca-Cola. E posibil să fie mai mare ca azi. Da. Deci? Yes. De ce e posibil să fie mai mare ca azi? Păi ia banii furați Coca-Cola de către stat. Poate dacă investea pe ea, poate se extindeau și mai mult. Uite, argument simplu, știi? În 100 de ani, hai să vedem cât i-a furat statul. Chiar făcut Coca-Cola, ar fi fost mai mari? Nu cred. Hai să spun de ce nu cred. E adevărat că ei au pierdut de la stat, e adevărat asta, dar au și de câștigat de pe urma statului, că uite, tu poți să faci, deci o parte a economiei de scală se face într-adevăr până la un punct, dar știi că de la un punct încolo e când îți apar diseconomiile de scală. Și ești acolo, ăsta e răspuns. Ești acolo, mai ai 1000 de firme de suc. Hai să zic despre de ce cred că ești dincolo de punctul ăsta. Pentru că eu nu văd Coca-Cola să crească în continuare prin economii de scală. Eu obțin de niște ani încoace, nu mai crește din economii de scală. Ceea ce mă face să cred că și-a atins punctul. Dacă și-a atins punctul, faptul că există și a înglobat în modelul de business niște reglementări, că și pentru Coca-Cola există niște reglementări în domeniul a ceea ce poate să pună în băutură, ce trebuie să arate, ce trebuie să facă inspecții, să semneze, să nu știu ce. Faptul că și-a înglobat în modelul de business genul ăsta de reglementări, mie îmi spune că astea i-au împins punctul de economie mai sus decât ar fi fost pe o piață liberă concurențială. Pentru că se luptă mai ușor ca deci cu poți și ei, corporația face legislația să le dea lor amplic, dar poți avea și un birocrat ca la taxarea zahărului, știi? Obiectivul lui să fie taxarea zahărului. Să nu acționeze numele unei corporații. Da, eu crede că e mai sănătos dacă oamenii consumă. Eu aici mă refeream doar strict la faptul că Coca-Cola se supune unor reglementări care fac viața mai dificilă pentru concurenții ei. Deci, practic, tu ai putea să ai la orice colț de stradă niște copii care să-ți vândă limonadă. Da? Și aia sigur e mai ieftină decât o sticlă de jumătate de litru de cola, da, atâta vreme cât ea nu e reglementat. Nu, e o chestie empiric, cât care e ponderea. Da, nu știu. Gândește și tot și la argumentul meu că sunt furați, că nu știu cât. E posibil, unde, știi? Da, poate e posibil. Mai bun, știi? Nu, dar uite, folosind cuvinte, deci tu ai zis, Costel, ai zis pe lume ar exista firme foarte mari? Da.
ar exista corporații care au în spate încărcătura asta de reglementări, ajutoare, chestii făcute de stat? Păi, ar mai exista, ca ar fi viață liberă. Deci, ar exista firme foarte mari, dar nu cu ajutoarele și piedicele de stat de azi. Da, da, omul care îți critică... Uite, eu văd corporația ca o firmă voluntară. Da. Că ea se poartă, începe să facă așa, nu ține de identitatea ei, știi? De identitatea unei organizații mafiote ține faptul că ea pune taxe de protecție. Mm. Dacă aia nu pune taxe de protecție și vinde nu știu ce bilete, și, păi e firmă, deci nu exact, e... aici vrea să... Aici vrea eu așa văd corporația. Coca-Cola în sine ar putea să fie chiar la fel de mare sau mai mare decât e astăzi, într-o piață liberă și fără constrângeri, dar sigur ar fi mai ieftin. Produsul lor sigur ar fi mai ieftin. A, da. Din punctul ăsta de vedere. Acum costurile înglobate de care există mai devreme, exact, sunt pasate ca să fie, ca să fie atât din... de mare, ar fi mai ieftin. Și le elimină din costuri, da. Da. No, ia. Bun. Aș mai revenind la carte, că noi de la carte am plecat. Să nu uităm la... Trecem după aia la cărțile respective. Aș mai zice un singur lucru, că la capitolul scris în 78, chiar și Hazlitt, mi se pare, cade prada acelui așa optimism pe care l-am regăsit și la Rothbard cu Manifestul Libertarian și cu Etica Libertății, în care spune că, domne, this is the time. O să, acum se întâmplă ceva, se întâmplă niște treburi bune. Era o zice perioadă. Pare a fi o era promisiune, o era o perioadă. Era pare a fi sunt o... ani în care apare Rothbard. În care... Nu, apare Rothbard, apare Thatcher, apare Reagan. Zice, pare a fi o promisiune reală că politicile publice urmează să fie inversate înainte ca stricăciunile făcute de lucrurile de politicile în vigoare să... devină ireparabile. Nu știu dacă astăzi ar mai avea deci încrederea asta. Deci oamenii părea asta. Că se trezesc. Se săturaseră de abuzul din căsătoria cu statul și după aia le-a mai promis ceva și au mai încă niște 40 de ani mai au mai... mult de muncă și la Rothbard. Da, ai dreptate și Rothbard îți dădea impresia asta manifest. Stai că... Acum. A venit o staclație și lumea s-a prins. Aolo, stai că un keynesian nu știe ce să facă la o staclație, că ești așa aia, nu știi pe ce să pui mâna, știi? Nici o vorbă, s-a întors keynesianismul mai puternic decât... Mă, totuși cred, gândește că ei discutau doi oameni. Erau trei oameni, știi? Dacă tu deschizi televizorul și te uiți la Milei ce spune, eu de asta bă, ce înseamnă asta? Înseamnă că cel puțin câțiva mii de oameni în Argentina. Gândesc așa, știi? Eu un progres, știi? Poate chiar miliane. Deci ăștia, miile astea de oameni, nu existau în anii 70, că nici nu exista libertarianismul modern, știi, de Rothbard, știi? E, și la sfârșit vrea Costel să ne mai facem un mic inventar și el îl pune aici despre cărțile care ar putea să vă folosească în continuare. Nu spunem că o să le facem noi pe toate astea, zicem că Hazlitt vi le recomandă. Spune așa, o carte scurtă de Faustino Balve, Essentials of Economics, dacă puteți spuneți mâna pe ea, ci care are 126 de pagini. E mexicană, impresionată. Așa. Am verificat dacă e argentinian. Nu știu, Faustino mi se pare că e nume argentinian, să știi, dar vedem. Așa. Reședința a avut. O carte mai mare, Understanding the Dollar Crisis, de Percy L. Greaves, publicată în 1973. Și două volume de Free Market Economics puse cap la cap de soția lui, Bettina Bien Greaves. Aia sunt doar niște nume, niște trimite la lucrări, nu e carte. De asemenea, catalog. Aveți, dacă vreți să înțelegeți și mai bine ce s-a discutat aici, puneți mâna pe cartea, zice, cartea pe care trebuie să o citiți următoarea. Nu o să fie cartea pe care o să facem noi următoarea, dar cartea pe care a trebuit să citiți voi ca să înțelegeți mai bine, să aprofundați ce ați citit aici, este Human Action de Ludwig von Mises, Acțiunea Umană. Îți spune 907 pagini. E la Mises. La un moment dat o să o facem și noi. Cred. Vedem. Mai încolo, că e destul.
E cam pentru avansat. Când vom fi acumulat destul capital. Vă recomandă de asemenea cartea lui Rothbard, Man, Economy and State, 987 de pagini, care spune că expandează pe baza lucrărilor lui Mises. De asemenea, tot de la Mises mai recomandă Planning for Freedom, ieșit în 1952. Recomandă și Milton Friedman, Capitalism and Freedom, în 1962. Și un pamflet publicat de Rothbard, What Has Government Done to Our Money, între timp România. Între timp îl avem și noi, ce a făcut, nu și la pe baza lui a scris ce a făcut statul banilor noștri. Sau stai, nu? Ce a făcut statul banilor noștri. 62 de pagini. Yes. Pe subiectul inflației, mai recomandă o carte numită The Inflation Crisis and How to Resolve It, scrisă de el însuși, de Hazlitt. Ce alte cărți mai avem în recomandările lui? The Failure of New Economics, An Analysis of the Keynesian Fallacies. Asta e un comentariu paragraf cu paragraf la teoria generală lui Keynes. Tot de e simpatic, scrisă. E simpatic. Și Drumul către servitute, scris de Hayek, Road to Serfdom, în 1945. Constitution of Liberty, tot de Hayek. Și o carte pe care iarăși o avem acolo și ce obțin din public, știu că am primit întrebări despre când urmează să o facem, e acolo în spate, nu știu dacă se vede exact, Socialismul de Mises, o analiză economică și socială, care spune Hazlitt este cea mai devastatoare critică a doctrinelor colectiviste care s-a scris vreodată. De asemenea, ca să nu-l uităm și pe Bastiat, Hazlitt ne recomandă Sofisme economice, scrisă în 1844, și spune să acordați extremă atenție eseului ce se vede și ce nu se vede. Alte cărți pe care le mai recomandă el este The Common Sense of Political Economy de Philip Wickstead, care datează din 1911, The Distribution of Wealth de John Bates Clark în 1899, The Positive Theory of Capital de Eugen von Bombawerk, un neamț, presupun că... ok, mi-am rupt... Al doilea om după Mengele în școală austriacă. Presupun că îl critică pe Marx și Das Kapital. Principle of Economics by Karl Menger. Și The Theory of Political Economy, Wesley Stanley Jevons, 1871. Ce evident, John Stuart Mill, Principles of Political Economy, 1848, David Ricardo, Principles of Political Economy and Taxation, 1817, și Adam Smith, The Wealth of Nations, 1776. Deci, dacă la final, dacă citiți toate aceste cărți, aveți o percepție foarte în detaliu despre economie. Nu știu dacă economie. Le-a citit cineva în România. Nu știu dacă, exact, nu știu dacă în România. Dintre noi, nu. Nu pe toate. Costel pe cele mai multe dintre ele. Dacă nu, măcar puteți lua cartea asta, citi o din scoarță în scoarță și tot o să ieșiți mai câștigați când vine... Ciolacul și vă explică cum vă salvează el. E, cum spuneam, să te gândești la lucruri la care nu te gândești. Asta, când vezi o subvenție, să nu mai zici, aoleu, ce chestie bună. Când vezi o subvenție, să zici, aoleu, ce chestie rea. Înseamnă că s-a făcut un rău. A fost taxat ca să fie subvenție. E o gândire liberală, trebuie să vezi dincolo de nori. Să vezi și ce nu se vede. Să știi că e acolo, mai ales. Dacă știi, nu te mai bucuri ca prost. Dacă știi că e acolo, nu te mai bucuri pentru că știi că e acolo. Da. E ca și într-un viol. Deci, de ce un viol e o chestie rea? Pentru că există o victimă. Dacă am evaluat un viol din punctul de vedere al agresorului, ar fi o chestie rea. Ar fi o chestie bună. Omul a preferat să facă acea chestie pentru că n-aia a crescut utilitatea aia, nu știu ce, știi.
Dacă privim din punctul de vedere al victimei și înțelegem că lucrările astea publice au victime în privat, se fură din privat, mai privim cu simpatie, știi? Bine, pot fi unii oameni care nu țin la acel obiectiv, se facă, nu mai contează, știi, peste ce calc, peste cine calc. Problema e că o să fii și tu, știi? Dacă no. cel mai probabil ești deja, peste care să... Dacă nu ești un birocrat de... Și dacă ești. Tare. Și dacă ești. Dacă nu ești țâță de mâța lui Iohannis, tot te calcă cineva pe picioare. Pe cap, mai degrabă. Da. Acestea fiind spuse, pentru Alex Chiriac, Costel Stăvărache, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi. Vă mulțumim pentru răbdare, atenție, entuziasm și vă amintim că stat te vrea sclav, e bine să te gândești și la libertate. La revedere! Afuera!